Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Potrivit meteorologilor, vremea va alterna și va avea valori maxime de până la 18 grade, dar și minime de minus 4 grade la munte. În Moldova, până pe data de 7 martie, valorile termice vor fi în scădere de la medii ale maximelor de 12 grade până spre 6 grade, iar ale minimelor de la 2-3 grade până la minus 4 grade. Ulterior, până la începutul celei de-a doua săptămâni, vremea se va încălzi, iar mediile valorilor diurne vor ajunge la 12-13 grade și ale celor nocturne la 2-3 grade. Vor mai fi alternanțe termice ușoare, dar în medie maximele vor fi de 10-13 grade, iar minime de la 1 grad la 3 grade. Probabilitatea pentru precipitații va fi în creștere în a doua săptămână din interval. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de ploi și precipitații mixte în majoritatea regiunilor, dar și ninsori la munte valabilă până joi seară. Potrivit meteorologilor, în intervalul 6 martie ora 15, 7 martie ora 20, temporar vor fi precipitații, local moderate cantitativ în Banat, Crișana, Transilvania, Oltenia și în vestul Moldovei. Mai ales în zonele deluroase și montane se vor acumula cantități de apă de 10-15 litri pe metru pătrat și izolat peste 20 de litri pe metru pătrat.